ca în filme, începută în județul Argeș, s-a încheiat după câțiva zeci de kilometri în județul Dâmbovița. Trei indivizi bănuiți că furau din locuință au gonit cu un bolit de lux cu polițiștii pe urmele lor. Șoferul, care nu avea nici permis de conducere, a refuzat să oprească la trei filtre și nu s-a speriat nici atunci când oamenii legii l-au somat cu arma. Cursa s-a terminat în cele din urmă după ce fugarii au pierdut controlul mașinii din cauza vitezei și au lovit un alt autoturism. Ca să scape de poliție, bărbații din mașină au luat-o la fugă pe un câmp, dar oamenii legii au reușit în cele din urmă să-i prindă. Cursa nebună a început în Pitești, unde polițiști au văzut în trafic mașina celor doi indivizi bănuiți de furt din locuințe. Oamenii legii au cerut șoferului să tragă pe dreapta, dar acesta a apăsat la maximum pedala de accelerație a bolidului până la podea. De ce ați fugit? De ce v-au urmărit polițiștii? De ce nu ați oprit la semnal? Lasă-mă asta în cap! Nici măcar focurile de avertisment trase de agenți nu l-au convins să oprească. Cu polițiștii pe urme a ieșit și din oraș și a gonit așa kilometri întregi până a trecut în județul Dâmbovița. Pentru ce vă căutau polițiștii? Au tras cu arma? În localitatea Brănești, cursa s-a încheiat brusc după ce șoferul a pierdut controlul volanului și a provocat un accident. După cum arată amărta asta de mașină și roata mea era prin mijlocul drumului, chiar sunt bine. Bărbatul a fost izbit în plin de mașina fugarilor, care circula cu viteză pe contrasens. Ambele autoturisme au ajuns în șanț. Eu am încercat să reduc viteza, să mă dau cot pe dreapta. Când s-a apropiat de mine, am încălcat și frâna, cred. A derapat și a intrat direct în mine. Suspecții au încercat să fugă, dar au fost prinși la scurt timp. Aveau asupra lor mii de franci elvețieni, euro și dolari. Cu ei în mașină se mai afla o tânără care a fost și ea încătușată pe loc și dusă la audieri.